Ok, vreau să vă întreb așa și revin acum la povestea concretă cu respectivul azil de unde a plecat totul. Ceea ce era în azilul ăla sunt lucruri absolut văzute de toată lumea, sunt imagini văzute. Nedumerirea constă în următorul fapt. Pe data de 8 februarie apăreau pe investigații media imaginile, niște imagini de acolo, erau imagini de coșmar. Pe 9 februarie apăreau investigații și imagini în Buletin de București. Sunt niște site-uri. Spuneați în iulie, când practic a explodat totul la nivel național, că nu se știa și că nu ați știut. Presa punea în ecuație azilul respectiv din 8 și din 9 februarie. Așa arăta articolul din 8 februarie. Vreau să vă întreb dacă, nu mă refer la dumneavoastră în calitate de ministru, că n-avea ministerul a face cu treaba asta. Vreau să vă întreb dacă e plauzibil ca din 8 februarie și până în iulie, când a izbunit scandalul, pe de-o parte să nu se întâmple nimic, deși, adică nimic cum s-a întâmplat în iulie, cu anchetă, cu stenograme, cu procuratura, și pe de altă parte, foarte mult se întreabă dacă autoritățile locale de acolo n-au văzut și n-au avut curiozitatea eventual să citească ce scrie presa și să bage un cap pe ușă să vadă ce se întâmplă cu adevărat acolo. În momentul în care a apărut acel articol în Buletin de București, eu mi-am întrebat colega consiliera pe care o cunoașteți și dumneavoastră, Ligia, despre ce este vorba. Și mi-a spus că a făcut parte din fundația care ulterior a înființat două cămine, unul în Afumați, județul Ilfov, și unul în Voluntari, județul Ilfov. Controle au fost și, de asemenea, fac parte a anchetei și un alt cămin al altor persoane. Vorbesc doar de cele două care au avut legătură cu consiliera mea. Și că s-a retras din acea fundație, dar că avocatul care reprezenta ONG-ul respectiv nu a transmis toate aceste formulare și că nu a participat niciodată la activitatea din centre, fie de persoane în vârstă sau cu dizabilități, nu a fost personal niciodată în aceste centre, nu a lucrat, nu știe nici dacă era bine sau era rău, nu a avut tangență, singura legătură fiind că inițial a ajutat acel domn să-și înființeze fundația. Dar chiar și așa, eu am spus că nu mi se pare normal ca eu să fiu pus într-o astfel de situație și să răspund prese pentru acțiuni pe care nu le-am făcut, pentru care nu sunt vinovată, și că este normal să se facă cercetări, să se demareze controle de către autoritățile statului pentru a vedea dacă ceea ce se scrie este adevărat. În acel moment s-a și produs întreruperea contractului de colaborare ca și curier a respectivei persoane care deservea colegii din cabinetul parlamentar. Imediat deci după acel moment, a fost, în acel moment când a apărut articolul de presă. În februarie. Imediat, la scurt timp, au apărut rezultatele controalelor realizate de către instituțiile care aveau și au atribuții și de control în această zonă. AJPIS, județul Ilfov, DGASPC, județul Ilfov, Biroul de Asistență Socială, de asemenea, de la județul Ilfov. Aceste documente, domnule Răzvan Dumitrescu, le puteți găsi oriunde, au fost publicate și de către presă, dar le puteți solicita în continuare și de la Ministerul Muncii, de la Prefectura Ilfov, care au înțeles că au venit de la autoritățile competente imediat după articol. Ce au care găsit nu controle? Au confirmat cele scrise în articol. Acum vă dați seama că nici nu mi-a trecut prin minte, nici ca om, nici ca senator sau ministru, să pun la îndoială rezultatele acestor controale sau să mă gândesc anticipat că poate aceste controale nu au fost foarte corecte. De aceea este, în mod evident, misiunea celor care anchetează în acest moment cazul să prezinte opiniei publice adevărul normal, ce s-a întâmplat cu acele controale. Pentru că în momentul în care acelea relevau faptul că cele scrise în articol nu sunt conforme, nu m-am mai gândit că poate acele verificări nu au Dar fost corecte. Dar articolele erau însoțite de niște poze groaznice. Încă o dată,
Eu pot să contrazic eu personal sau chiar nu. Dumneavoastră. Noi împreună putem să contrazicem autoritățile statului și este normal ca acum anchetatorii ca jurnalist să pot afle adevărul. La îndoială. Sigur, dacă controlele sunt au fost obligat să o facă autoritățile statului și eficiența lor. Pot să o pun la îndoială. Asta se va vedea și vom afla cu toții și sunt și eu curioasă ca toată România de rezultatul anchetei care să ne arate faptul dacă au fost pe drept cuvânt realizate acele verificări, dacă au fost cumva influențate, dacă cei de acolo au fost anunțați. Noi nu știm în acest moment situația reală. Și nu m-am mai gândit sub nicio formă că ar putea să mai existe probleme. Acum, din data de 4 iulie, când a izbucnit la nivel național acest, să-i spunem, scandal public, și când s-a anunțat că a fost o autosesizare practică a autorităților de la apariția acelor articole, cu siguranță s-au realizat mai multe verificări. Am citit și eu în presă mare parte din referat și cu siguranță ați citit și dumneavoastră și celor care mă acuză în continuare le-aș recomanda să citească adevărul. Adevărul este cuprins în aceste documente ale autorităților, ale unor profesioniști. În numele meu nu apare sub nicio formă în această cercetare și în această anchetă, pentru că nu am avut absolut nicio implicare, nici de bine, nici de rău, cu atât mai puțin să fi tolerat eu ca persoană sau soțul meu sau persoane de lângă mine ceea ce s-a întâmplat negativ în acele cămine. Și atunci nu pot să înțeleg faptul de ce această campanie negativă continuă la adresa mea. Vreau atât să vă mai spun că este de neimaginat pentru mine cel puțin ca om care în calitate de primar general și în calitate de senator, dar și înainte când lucram în presă și nu vreau să aduc în fața dumneavoastră toate probele pentru că pe cele mai multe le știți și de asemenea le știu și românii. Întotdeauna am ajutat oamenii, am ajutat copiii, am ajutat femeile victime ale violenței domestice, cu problemele personale, probleme de sănătate, de asemenea, seniorii. Eu să fiu cea care să tolerez sau să închid ochii sau să accept ceva negativ pentru vreo persoană. Atenție că e o distinție. Deci aceste mare lucruri vor ieși, încep să iasă deja la lumină, la suprafață și vor ieși în continuare. Ceea ce s-a vehiculat și să compar ceea ce s-a vehiculat cu ceea ce s-a întâmplat de fapt. Asta cred că ar fi cel mai bun lucru de știut de către telespectatori. Ce am prezentat noi s-a întâmplat pe 8 și pe 9 februarie. Da, scandalul practic în toată splendoarea lui a izbucnit abia în iulie. Pe 4 iulie. Pe 4 iulie. Între 8-9 februarie și 4 iulie sunt niște luni de zile în care nu s-a mai auzit absolut nimic. În care s-a realizat ancheta. Bun. Asta cu realizatul anchetei poate așa să ni s-a țină comunicat bun public. Bun. Eu altceva vreau să vă întreb. Au apărut alegații sau informații sau speculații în presă cum că existau sau că cei care au făcut ancheta, pentru că era și Centrul de Resurse Juridice, instituția care la un moment dat avea un protocol semnat cu Ministerul Muncii pentru a reuși să facă inspecții inopinate în diverse centre de genul ăsta. Dacă, în întreaga țară. În întreaga țară, da, sigur. Dacă după ce au fost la Ilfov, s-a speculat și s-a trimis și informația asta că ați fost sunată pentru un punct de vedere în februarie. Ați fost sunată pentru un punct de vedere prin februarie? Am fost solicitată să răspund celor apărute în site-ul respectiv, ziarul respectiv online și de asemenea am primit din partea premierului Nicolae Ciucă o adresă care la rândul domniei sale primise o solicitare de a spune care ar fi punctul de vedere și dacă se iau măsuri, dacă se vor trimite controle în legătură cu aceste cămine. Și am răspuns atât presei, cât și domnului prim-ministru, cât și am înțeles că de la cabinet acea adresă a plecat și către o doamnă consilieră de stat de la cabinetul domnului prim-ministru, doamna Turza. Am transmis ceea ce era normal să fac și anume că nu pot să trimit nicio instituție subordonată
în speță ANPDCA sau ANES, care erau și sunt în subordinea Ministerului Familiei, să exercite controle, verificări la aceste cămine din județul Ilfov sau de pe raza altor județe, deoarece nu avem atribuții prin lege decât pentru casele de tip familial sau centrele rezidențiale ale copiilor care sunt în grija statului, precum și locuințele protejate, unde sunt victime ale violenței domestice. De ce se interesau la ministerul dumneavoastră dacă trimiteți controale acolo? Da, să luăm atitudine, în sensul să trimitem controale, verificări din partea unor experți. Deci nu exista competența ministerului pentru asemenea controale. Asta era solicitarea. Să trimitem experți în domeniul social, verificări, corp control, etc., instituții subordonate, să exercităm controale și nu aveam cum să trimitem aceste controale din partea Ministerului Familiei. Ați vorbit cu domnul ministru Marius Budăi pe acest subiect până în luna iulie, când de altfel a izbucnit tot scandalul în toată splendoarea lui în presă și s-a soldat cu retragerea dumneavoastră? Nu am vorbit niciodată cu domnul Marius Budăi despre acest subiect și vă spun și de ce, pentru că în momentul în care am primit adresa atât din partea presei cât și de la cabinet prim-ministru, acele adrese aveau trecute atât ministerul și denumirea pe care eu îl conduceam la acel moment, Ministerul Familiei, cât și Ministerul Muncii, deci eram absolut convinsă că acea adresă va ajunge și la colegul meu de guvern și, bineînțeles, domnia sa va acționa conform legii și atribuțiilor. Nu mai avea sens să avem un alt fel de dialog. Vreau să vă întreb dacă ceea ce urmează să vă spun, pentru că voi cita. Deci nu am avut dialog, pentru că e o speculație sau e persoana informație? Domnului ministru figura pe acele adrese, deci știam că va fi încunoștințat și că va răspunde conform prevederilor legale. Bun, vreau să vă întreb dacă ceea ce voi citi acum este un pasaj dintr-un articol, este informație sau este speculație, în opinia dumneavoastră. Dovada cea mai clară că atunci când Centrul de Resurse Juridice a documentat și informat prin 4 adrese Ministerul Muncii condus de Marius Budăi, colegul de partid al Gabrielei Firea, el a denunțat unilateral protocolul cu organizația neguvernamentală pentru a nu-i mai permite să facă alte controle inopinate la azilul de bătrâni. Greu de crezut că Budăi, care astăzi a plecat din funcție, era scris în iulie articolul, a făcut-o chiar de capul lui sau măcar fără să știe cine se află în spatele azilului protejat politic. De cine era protejat politic acest azil? Deci răspunsul este, sunt pure speculații. Nu exista nicio protecție politică și dacă există această protecție politică, ar fi apărut informații în ceea ce a citit toată lumea în referatul anchetatorilor. Nu a existat nicio protecție politică. Cei care au protejat să răspundă în fața legii și să plătească conform greșelilor. Chiar dumneavoastră nu am avut nicio discuție care cu s-au dus și care au constatat că totul e în regulă. Sigur prin urmare, da, avem dreptul să ne întrebăm dacă acele controle care au constatat că totul e în regulă, au constatat că totul e în regulă pentru că exista o oarecare protecție din partea cuiva acolo. Asta trebuie să releve ancheta. S-a subliniat o parte din anchetă din cercetările acestor luni și în continuare, pentru că ancheta este în curs de desfășurare. Cât credeți că o să nu am avut ancheta? Înțeleg ce doriți să mă întrebați. Vreau să vă întreb și anume dacă eu am avut vreo influență directă sau indirectă asupra domnului Budăi, astfel încât Ministerul Muncii să ridice licența sau să întrerupă licența. Nu, altceva vreau să vă întreb. Păi asta ați sugerat că nu au mai avut articolul. Da. Eu v-am întrebat, nu am avut nicio dacă discuție. Articolul este o speculație sau o informație? Finalul articolului este categoric o speculație, că nu există protecție politică. Ca dovadă că suntem în a șasea săptămână de așa zis scandal. De fapt, este un scandal pentru ca Gabriela Firea să nu mai candideze la Primăria Capitalei. Pentru că ancheta merge în continuare. Și încă o dată, domnule Dumitrescu, cei care au greșit să plătească în fața legii. Eu nu apăr pe nimeni. Ideea ar fi să plătească cu adevărat cei care au greșit, nu exact. Țapii spășitori. Adică nu. Asta ar cei fi care de au fapt greșit și, și există probe în legătură cu acea vinovăție. Și în special, mie personal, ca om care am ajutat întotdeauna persoanele în vârstă, copiii, femeile, victime, îmi pare foarte rău și regret enorm pentru ceea ce s-a întâmplat și în județul Ilfov și în alte județe și în legătură cu aceste persoane. Regret și îmi pare rău și mi-este milă de fiecare în parte și de aceea, cei care au făptuit ceva și care au o vină, trebuie să plătească, pentru că aceste lucruri nu pot fi tolerate. Dar de aici și până la extinde și ai face pe alții vinovați,
nu cred că este normal. Bun. Și doar să împroșcăm cu noroi în viața și activitatea unor oameni, și mă refer aici la mine, la soțul meu, la familia mea, care de 6 săptămâni suntem sub tirul unor acuzații nedrepte, nedemne, care nu au nici cea mai mică bază reală. Încă o dată se vă spune spun că politica e dură și e o mare diferență. Este dură, dar trebuie să lucreze și cu instrumentele adevărului, nu doar cu instrumentele manipulării. Juridic. Deci o mare dacă diferență doar manipulăm între vinovăție în sensul juridic, pe care trebuie să o stabilească doar judecătorii pe baza unor anchete, sigur, cu probe venite de la anchetatori, responsabilitate politică, care e cu totul altceva, și imagine politică, care este iarăși cu totul și cu totul altceva. Deci sunt diferențe foarte mari. De asta faceți referire, într-adevăr, la adevărul juridic, ăla care trebuie să fie stabilit de anchetă. Până atunci însă, există malaxorul ăsta al imaginii politice și al răspunderii politice. De pildă, pe 6 iulie, Europa Liberă, și poate lămurim și acest aspect ca și cronologie, zice așa, ce nu se menționează este că înainte de publicarea investigațiilor jurnalistice, acelea din februarie probabil, ministrul familiei fusese contactat de jurnaliștii care au realizat investigația și informat despre ce se întâmplă în aceste cămine și despre funcția deținută în asociație de consiliera sa. Vreau să lămurim aspectul. V-a sunat careva de oriunde din presă înainte de publicare sau abia după publicare? Domnul Răzvan Dumitrescu, am fost întrebată ce măsuri poate lua Ministerul Familiei în legătură cu neregulile constatate la aceste cămine. Înainte. Și am răspuns. Am menționat puțin mai devreme că nu avem cum să trimitem instituții subordonate de control pentru că nu avem atribuții. Și de asemenea, am răspuns că la întrebarea mea către doamna consilier dacă a făcut parte din activitatea acestor cămine, ea a spus că nu a participat la nicio activitate a acestor cămine, ci a fost inițial în fundația care ulterior a început această activitate în cămine de senior și pentru persoane cu dizabilități, dându-și demisia. Și acest lucru fiind perfect valabil și adevărat, l-am răspuns. Și până în acest moment, cu toată ancheta realizată înainte, în intervalul martie-iulie și în continuare în această perioadă, nu există o altă informare, pentru că nu poate exista, deoarece nu am avut nici cea mai mică implicare în funcționarea sau în acreditarea sau în ajutorarea acestor centre. Asta a declarat centre. Și Marcel Ciolacu la prima declarație. Și nici de după nu puteam trimite departamente sau instituții de control. Câtă vreme nu aveam atribuții conform legii decât în privința copiilor. Okay, nu a seniorilor și a